Având în vedere că în ultimii ani numărul de evenimente festive a crescut, cu siguranță și tu ești invitat la tot mai multe nunți. Acum, rolul de invitat la nuntă nu este chiar atât de ușor pe cât pare. În sensul că dacă îți dorești ca lumea să vorbească frumos despre tine, să te aprecieze și chiar să te admire la nunțile unde ești invitat, va trebui să ai un anumit comportament. Eu am căutat să fac un top 10 al celor mai importante reguli de conduită pe care ar trebui să le respecti tu ca invitat, astfel încât să faci o impresie bună despre tine, mirilor, dar și celorlalți participanți. Iată care sunt acestea. Confirmă-ți prezența. Trebuie să știi că pentru miri cel mai important lucru îl reprezintă numărul confirmărilor, respectiv cine poate să participe la nuntă și cine nu. De ce? În primul rând pentru că prezența invitaților la nuntă este clar de neprețuit, dar totodată presupune cheltuieli cu meniul, cazarea, dar și alte detalii organizatorice, cum ar fi așezarea la mese, diverse cerințe speciale și chiar cu alegerea diverselor servicii de nuntă. Practic, de numărul confirmărilor depinde întreaga nuntă. Așa că, dacă îți dorești să fii apreciat de către miri, odată ce ai primit invitația și știi că o vei accepta, nu aștepta să fii sunat special cu câteva zile înainte de nuntă ca să-ți confirmi participarea. Confirmă tu prezența prin orice mijloc de comunicare. E-mail, telefon, messenger, WhatsApp și scutește pe miri de o grijă în plus într-o perioadă extrem de aglomerată și stresantă pentru ei. Pe de altă parte, dacă știi că nu poți ajunge la nuntă, fii politicos și anunță mirii din timp. Ei vor aprecia acest lucru și îți vor mulțumi pentru gest. Totuși, dacă nu poți participa, dar îți dorești să faci o impresie super bună, oferă-le un cadou chiar dacă nu ajungi la nuntă. Cadoul poate fi sub formă bănească sau ceva personalizat. Așa le vei arăta că îți pasă, iar ei îți vor rămâne recunoscători. Respectă ora precizată în invitație. Punctualitatea arată respectul tău față de evenimentul la care participi. Îți recomand să fii punctual chiar și la nuntă. Ora scrisă pe invitație nu e doar un reper aproximativ, ci reprezintă ora la care mirii vor să înceapă petrecerea. Dacă invitații vin pe rând, tot programul se decalează. Masa va fi servită cu întârziere, dansul mirilor poate fi lipsit de farmec pentru că mulți invitați lipsesc și tot așa. Deci, fii punctual. Totuși, dacă ești în imposibilitatea de a ajunge la timp și știi că vei întârzia, fii politicos și anunță mirii despre acest lucru din timp. Așa vei face o impresie bună. Nu te îmbrăca în alb. Chiar dacă e vară și te tentează o rochie albă, alege să lași mireasa să fie în centrul atenției și poartă culori pastel, rochii vesele și elegante, dar nu albe. Nu fă concurență miresei chiar dacă știi că nu se supără. Acest lucru este valabil și pentru domn. Adoptă o ținută clasică și evită costumele albe. Nu pupa mirii la intrare. Având în vedere că o nuntă are zeci sau chiar sute de invitați, dacă fiecare dintre ei ar pupa mirii la intrare, s-ar putea ca mireasa fie să facă alergie de la atâtea parfumuri, fie să-și irite fața, fie să-și strice machiajul. Știu că mirii sunt prietenii tăi, ești fericit și vrei ca ei să știe asta, dar alege să le strângi mâna sau să-i îmbrățișezi, fără să-i pup la intrare, iar ei vor aprecia acest lucru. Nu da dedicații în timpul nunții. Alege să respecti dorințele și alegerile mirilor în materie de muzică și nu întrerupe programele muzicale stabilite cu dedicații. Ține cont de faptul că nunta este un eveniment la care trebuie să se distreze toți cei invitați. Așa că, oricât de mult îți va plăcea muzica, evită să arunci cu bani și să dai dedicații. Asemenea, gesturi sunt total nepotrivite la un astfel de eveniment, unde în centrul atenției nu trebuie să fii tu, ci mirii. Pe de altă parte, dacă nu îți place muzica, nu te da în spectacol mergând la ei și certându-i, pentru că nu tu ești organizatorul. Tu ai venit la nuntă să le fii alături mirilor, nu să coordonezi muzica. Nu fura mireasa fără acordul ei. Momentul furatului miresei trebuie să se desfășoare organizat. Altfel pot apărea situații stânjenitoare și chiar tragedii. Dacă îți dorești să faci parte dintre teroriști,
cere acordul miresei înainte de a o fura. Iar dacă aceasta nu dorește să fie furată, respectă-i dorința. Este nunta ei și e normal să-și dorească să fie prezentă pe tot parcursul evenimentului. Alege să nu provoci momente de tensiune în timpul nunții și să strici fericirea mirilor pentru că nu e politicos. Respectă așezarea la mese. Chiar dacă tu ți-ai dori să stai cu alte persoane la masă, respectă planul mirilor și așează-te unde ți-au repartizat locul. E nunta lor și fii sigur că au gândit fiecare aspect cu mare atenție. Totuși, dacă vrei să te asiguri că vei fi așezat lângă persoanele dragi ție la nuntă, poți discuta acest lucru cu mirii încă din momentul în care îți confirm prezența la nunta lor. Participă la dansul mirilor. Dansul mirilor este cel mai emoționant moment pentru miri și au nevoie de toată susținerea invitaților. Așadar, atunci când începe dansul mirilor, fii politicos și ridică-te de la masă. Mergi la marginea ringului, aplaudă, implică-te și contribuie la acest moment emoționant al nunții. Bucură-te de bucuria lor și fii alături de ei. Distrează-te împreună cu ceilalți. Chiar dacă muzica nu e 100% pe placul tău, ridică-te de la masă și încearcă să te distrezi. Dacă tot ai venit la nuntă, nu sta pe margine. Alege să te distrezi împreună cu ceilalți. Distrează-te însă ca la nuntă, nu ca în club. Fii atent la consumul de alcool pentru că risc să transform nunta într-un spectacol mai puțin plăcut, atrăgând atenția asupra ta. Evită excesele pentru că nu merită să strici un eveniment unic din viața mirilor. Cu siguranță vrei să fii ținut minte pentru invitatul care s-a distrat la nuntă, nu care a stricat nunta. Mulțumește și dăruiește din suflet. La finalul nunții, mulțumește mirilor și oferă cu generozitate darul de nuntă. Alege să păstrezi o ținută decentă și să pleci cu demnitate de la nunțile prietenilor tăi. E neplăcut să pleci deschea la cămașă, fără cravată, cu machiajul scurs, beat și cu hainele în dezordine. Fii decent și toți vor aprecia asta chiar dacă pleci de la o petrecere la care te-ai distrat pe cinste. E o regulă care sună așa. De la nuntă trebuie să pleci așa cum ai venit. Doar așa vei fi perceput ca un domn sau o doamnă de la început până la final. În concluzie, indiferent de nunta la care vei fi invitat, respectă cele 10 reguli de conduită și îți garantez că toată lumea te va aprecia, te va respecta și chiar te va admira.